universitățile mari, cele la care toată lumea vrea să ajungă, au trei piloni. Este cel al informației, al networking-ului și a responsabilității. Informația o are toată lumea, că informație, cu asta ne mândrim și noi. Zona de responsabilitate afară, ce puțin o fac prin sport sau prin proiecte în comun, iar partea de networking este dezvoltată încă din liceu. În România, din păcate, abia acum investim și noi în networking, pentru că am înțeles că nu mai este acea muncă la bandă unde făceai un singur lucru ușor și știai tot. Acum orice produs, fie că e o ceașcă de cafea, fie că e un laptop, are în spate o echipă care înseamnă și marketing și comunicare, nu doar zona tehnică, iar sportul lipsește cu dezăfârșire.